73.548. Atâtea persoane aflate în căutarea unui loc de muncă au fost înregistrate de la începutul anului la subdiviziunile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă ale Agenției Naționale. Din numărul total de oameni aflați în căutarea unui loc de muncă, aproximativ 50.000 au statut de șomer, cei mai mulți fiind înregistrați în municipiul Chișinău, 12%. Totodată, potrivit aceluiași raport, din totalul șomerilor înregistrați pe parcursul anului curent, 33,8% sunt tineri cu vârsta cuprinsă între 16 și 35 de ani. Ce ține de ponderea șomerilor înregistrați, cea din mediul rural rămâne mai mare decât cea din mediul urban, 59,9%, respectiv 40,1%. Cu toate acestea, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă anunță că la ora actuală are înregistrate în baza sa de date peste 23.200 de locuri de muncă vacante.